Premierul Marcel Ciolacu se laudă că a reușit să renegocieze planul de redresare și reziliență și să scape de pragul de 9,4% din PIB pus bugetului de pensii. Acest lucru a fost posibil după lungi discuții cu Comisia Europeană, spune premierul. Marcel Ciolacu nu pomenește însă nimic de cei aproximativ 700 de milioane de euro pe care îi pierde țara noastră în urma reducerii sumei ca urmare a creșterii economice. Am finalizat negocierea PNRR-ului cu Comisia Europeană și începând de ieri am scos cei 9,4% care limitau creșterile pensiilor din România, a părinților și bunicilor noștri, până în anul 2070. Nu cred că mai are rost să spun cine a făcut această grozăvie. Ce pot să vă spun este că au fost săptămâni și luni întregi de discuții între miniștri, echipele tehnice, eu personal, ca să reușim să scoatem acest 9,4% impus. Vreau să discutăm, doamnelor și domnilor, despre acest subiect, despre toate modificările ce ne privesc pe noi toți cu ministrul fondurilor europene, Adrian Căciu. Bună ziua, domnule Căciu, și vă mulțumim tare mult pentru prezență. Bună ziua! Bună ziua, să rămână, mulțumesc pentru invitație. Domnule ministru, ne întrebăm evident, după lupta asta grea pe care am dat-o cu procentul de 9,4, că l-a scos și Nicolae Ciucă, l-a scos și Marcel Ciolacu, e bine acum, în sfârșit, după două vizite la Bruxelles, scăpăm de el. Cu ce îl înlocuim, domnule ministru? Pentru că apar acum niște discuții despre un reference path, care ar fi mai rău, să spunem, decât un procent de 9,4. Cum e, de fapt? Nu, aveți o... Haideți să povestim puțin în context. Vă rog. Doi ani de zile, foarte mulți și-au rupt cămașa după ei la televizor că nu se poate modifica PNRR-ul. Știți foarte bine această dezbatere. Rămâneam perplexi despre această afirmație, deși regulamentul era foarte clar că planul național se poate modifica în funcție de o serie de contexte cu care se confruntă statele membre. Asta unul la mână. Doi la mână, după ce a devenit evident pentru toată lumea că toate planurile naționale de redresare și reziliență se vor modifica, s-a stat, efectiv. S-a tot vorbit ce se taie, unde se taie, ce se adaugă. Când eram ministru de finanțe, m-am luptat ca această pierdere pe care o suferă România și o suferau mai multe state membre, că 21 de state membre au trebuit să diminueze anvelopa de care au beneficiat în mod estimat la prima alocare. Dar aici fac o precizare, regulamentul iară este clar că este o anvelopă care se pune la dispoziție pe baza unor rezultate estimate și este o anvelopă finală care se stabilește la 30 iunie 2022. Iar s-a stat și s-a discutat ce se face, cum se face dincolo de acest procent de 9,4% din pensii natal, nu se spunea că nu se poate. Ceea ce am negociat cu Comisia Europeană a fost să venim cu o lege a pensiilor sustenabilă și care să fie negociată cu Comisia. Și am negociat cu dânsii de așa manieră încât tot ceea ce este cuprins în noul plan național de redresare și reziliență al României să fie cuprins în lege, astfel încât să nu mai poată fi interpretări ulterioare nici din partea Comisiei, nici din partea altora, că un articol din lege nu corespunde Planului Național de Redresare și Reziliență. De altfel, această lege aprobată, chiar dacă a trecut o serie de discuții pe care le pot explica, este, zic eu, mult, mult mai bună decât ceea ce și-au dorit cei care au scris inițial PNR-ul, în care se spunea cumva că această anvelopă a cheltuielor cu pensii de va scădea. Dar de altfel, da, pensiile să nu poată crea. Ajutați-ne să înțelegem, domnule ministru, a fost eliminat clar acest procent, acest plafon de 9,4%. Ce a fost introdus în locul lui și ce înseamnă asta? Au fost introduse în legea privind pensiile mecanisme de frânare. Practic ai o indexare, o formulă de indexare anuală și cu care trebuie să vii în fiecare an. În cazul în care ai avea o altă soluție de creștere, acum că există o serie de mecanisme de frânare care sunt puse în legea pensiilor, astfel încât totul să fie pus într-un echilibru bugetar. Care sunt mecanismele? Mecanismele au fost prezentate la Parlament. Dar presupun... Mecanismele de echilibrare a bugetului de pensii.
Presupun la vreun moment, tăiere de pensii știm că nu prea se poate, presupun niște creștere ale taxelor pe muncă? Haideți să fim totuși realiști. Discuția din ultimele zile, știți că acum toată lumea s-a repriat și a dat seama că e o discuție perdantă. A fost cum găsim banii de pensii sau cum se găsesc banii de pensii pentru aplicarea acestei legi. Exact. Noi acum ne punem în contextul în care pensiile ar crește și mai mult decât e prevăzut în lege, pentru că acel mecanism de frânare intervine pe baza unui raport al Consiliului Fiscal făcut după anul 2027, dacă ar fi o creștere și mai mare decât cea prevăzută în lege. Adică noi ne întrebăm... Deci după 2027, abia atunci este mecanismul de frânare luat în calcul cum ar veni? Pentru primii ani? Și doar dacă se constată că s-a făcut o creștere mai mare decât cea care provenea din mecanismele prevăzute în lege de creștere și de recalculare a pensiilor. Dar vă dați seama, în ce discuție, oarecum, nu vă supărați că spun, dar e ipocrită, adică până acum se discuta în ultimele două săptămâni de unde sunt bani de pensii pentru a pune în aplicare legea în așa cum este ea și acum ne facem griji dacă am crește și mai mult. Păi eu să știți că am vrut să vă și întreb, domnule Căciu. În situația aceea să ne facem această grijă. Haideți să dăm pensionarilor ceea ce merită până la urmă, să punem în aplicare această legea pensiilor și să mă întorc la PNRR. Să aplicăm PNRR-ul, pentru că mai avem doar 2 ani și jumătate. Aici păi și urmează o lege a salarizării acum pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Eu fix vreau să vă întreb, că tot ați fost ministru de finanțe. Avem bani de pensie anul viitor? Da, bineînțeles. Că asta bineînțeles. Aveți dreptate. Aia era întrebarea principală. Acum, nu vă supărați. Eu fac un simplu exercițiu. Și anul viitor a fost o emoție în aceeași perioadă, octombrie-noiembrie. Știți că trebuia să avem bugetul în octombrie. A început o întreagă licitație. Cine dă mai mult pe creșterea de pensii, au și uitat că era vorba de 5 milioane de oameni. Oamenii se uitau siderați să vede la televizor, văzând politicienii ca la piață. A fost la licitație era mai cu cartonașe din aia ridicate, nu era chiar ca la piață. A fost un pic mai elevată această licitație anul trecut. Am găsit soluțiile să avem, pe de o parte, o creștere a punctului de pensie cu 12,5% și să venim cu o anvelopă care în total a fost undeva la 15% pe medie, dar pensionarii mici au primit venituri mai mari. Deci am găsit soluții și anul trecut. Și anul acesta sunt. În legea bugetului veți vedea exact această finanțare. Nici nu ai cum. Știți cum este? Iar la fel. Dacă avem bani de pensii, când te duci și te angajezi undeva și stabilește un salariu, antreprenorii, tu îi spui, ai bani să plătești salariu? Dacă ai bani atunci, deci nu mi-i plătești înainte să lucrezi. Haideți să fim totuși rezonabili. Banii aceștia vor fi în legea bugetului de stat și în legea bugetului asigurării sociale de stat. Și da, Există această finanțare. Vă rog să ne spuneți, domnule ministru, ce nu mai avem? Ce tăiem din PNRR? PNRR acum pe renegociere. Inclusiv, mai adaug ceva, inclusiv absorbția aceasta de fonduri europene, că foarte multă lume discută doar de absorbția de fonduri europene, ca și, poate și procent din total alocare sau ca și bani la valoare nominală. Dar orice bani care se duce în economie întoarce ca venituri bugetare în jur de 22%. Dacă ai 100 de lei care ai dus în economie, că sunt ei din fonduri europene sau sunt din fonduri naționale, 22% din aceștia se întorc în mod indirect prin taxe și impozite aferente. Pentru că ei, până la urmă, produc la rândul lor activitate economică și atunci acea activitate economică este taxată pe codul fiscal actual. Deci, de aceea, sunt multe soluții de a găsi formule de finanțare a veniturilor statului, dar trebuie să-și facă fiecare treabă, fiecare al locului. Acum sunt la fonduri europene și asta încerc să fac, să duc atunci. Domnule ministru, înainte de a încheia, și pentru că PNRR-ul înseamnă în primul rând reforme, când veți înainta cererea numărul 3? Cererea de plată numărul 3 în jur de 15 decembrie. Formal vorbind, nu putem înainta cererea de plată numărul 3 până când Ecofinul din decembrie nu aprobă, pentru că Comisia aprobă planul și propune Consiliului de Ministri de Finanțe aprobarea pe PNRR-urilor revizuite la nivel de toate statele membre. Deci 15 decembrie anul acesta. Acel Ecofin va fi 9 decembrie, deci cel târziu pe 15 decembrie în România depune cererea de plată numărul 3. Ea este gata. Eventuale clarificări pe care le vom avea cu Comisia vor fi după începutul anului 2024. Domnule ministru, ce pierdem acum la renegocierea asta din PNRR? Ce simțiți că am avut în plan și pierdem? Eu zic că nu pierdem decât iluzii. Da? Pentru că în plan... Au fost nerealiste lucrurile trecute în... Unele au fost nerealiste. Acțiunea noastră de negociere a fost una foarte pragmatică. Și aici am beneficiat și de sprijinul Băncii Mondiale, dar și de sprijinul Comisiei, în care am luat fiecare investiție în parte care se poate realiza până în august 2026.
Iar ceea ce am negociat, în schimb, a fost că acele investiții care nu se mai pot finaliza practic până în august 2026, să putem să le finanțăm din alte surse. Că sunt fondurile din politica de coeziune pe de o parte, iar pe de altă parte din împrumuturile de la Banca Europeană de Investiții. De altfel, aici, pe zona de infrastructură și spitale? Infrastructură rutieră și spitale? Dacă vă uitați pe site-ul MIPE, chiar astăzi am lansat în dezbatere publică un nou program, cred că în două săptămâni va fi aprobat de către guvern, de 2 miliarde de euro pentru infrastructura spitalicească, 2 miliarde de euro pentru construirea de spitale noi, reabilitarea celor existente sau modernizarea celor existente, atât la nivel județean, cât și municipal și orășenești. Deci ce nu putem face, da, pe partea de spitale încercăm cu fonduri complementar, cum ar veni? Complementar. Așa. Nicio investiție de care avem nevoie nu trebuie să o pierdem. România este la o răscruce. Dacă vrem să înțelegem că trebuie investiții cât mai multe, chiar dacă acestea generează deficite, de aici fac chiar o paranteză. Hai să ne uităm cum este deficitul la acest moment al țării. Deci, valoarea investițiilor este mai mare decât valoarea deficitului. Pentru care cred că am intrat într-un alt model de dezvoltare. Dar deocamdată deficitul, domnule ministru, iertați-mă, e rostogolit pe anul viitor. Acum, deficitul nostru ăsta pe care îl calculăm, ați văzut. De fapt, asta e. Haideți să vedem cum se închide anul, pentru că nu știu, n-aș putea să spun cât se rostogolește pe anul viitor. Și anul viitor să vedem cum se închide. Eu sunt convins că foarte multe lucruri se închid la finalul acestui an. Dar ceea ce este cel mai important este să construiești, dacă tot ai un deficit, să-l construiești pe investiții. De ce? Este o datorie care, până la urmă, prin efectul de multiplicare al investitorilor, va putea fi rambursată. Asta înseamnă deficit, să faci datorii. Dacă faci datorii pe consum, e risipă. Vom vedea până la urmă pe investiții, e altceva. Cum va fi construit bugetul pe anul viitor, nu putem să încheiem fără să vă întreb dumneavoastră, știți unde este PNRR-ul, că am văzut premierul era puțin confuz zilele trecute. Haideți să clarificăm și acest aspect. Da. Ar trebui, exact, este unul serios. O serie de afirmații destul de... Eu zic că sunt, dacă suntem politicieni, măcar să avem un nivel de comunicare decent, pentru că ceea ce spunem noi ajunge și la oameni. Și dacă tot avem o țară educată, n-ar trebui să folosim cuvinte jignitoare. În mod corect a fost afirmația, dar un pic n-a fost poate completă. Proiectul de PNRR nu a fost la cabinetul premierului sau nu se regăsește în zona în acea zonă. Pentru că acest proiect a fost, într-adevăr, lucrat în IPE cu celelalte ministere, dar și a fost ulterior urcat pe site-ul IPE, dar premierul, și aici, până la urmă, era vorba poate de premierul Câțu, nu? Păi, dar asta vreau să zic. Florin Câțu era atunci. Și eu văd, dacă vreți un detaliu de coaliție, când era încă domnul Câțu președinte și noi nu întrebam, știai că scrie despre reforma fiscală în PNRR, că ai fost și ministru de finanțe. Se uita la noi puțin mirat. Da? Dar astea sunt ale noastre, deci, ale politicienilor. Aici era... Important pentru țară este să se facă investițiile și reformele. Nu avem altă șansă de dezvoltare dacă nu ne asumăm că aceste reforme trebuie făcute, iar acele investiții trebuie realizat. Iar exact. Principalii responsabili sunteți dumneavoastră politicienii, da. Așa este. Da. Așa este. Am înțeles și noi acum dezbaterea, că nu era ca și cum nu are legătură la internet premierul la cabinetul său de la Palatul Victoria. Mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru explicații.